nessuno, se voi doi, hai scot maxim încă un radical din doi, deci doi radical din doi, nu? Radical din doi, ai merge, da, merge un radical. Doi, bine, sau poate, da. Și radical din doi, corect, este. Doi radical din doi, pe lângă. Pe putem să lăsăm ori radical din 8, iar 8. Minus 3, radical din 7. Păi să lăsăm așa, nu? Păi, deocamdată nu mai văd... E 8 minus 3 radical din 7. Așa. Bine. Și acum, egal mai departe. Hai din aici e binomul ăla programat. Deci radical din... Radical din 7 minus 1 la pătrat. Totul la pătrat. Plus radical din 7 plus 1 totul la pătrat. Plus 2 radical din 2. Plus 2 radical din 2. Pe lângă. Pe lângă. Hai cu pe lângă... 8 radical din... Nu mai pot. Pe lângă. Radical din 8. 8 din 3 radical din 7. Minus 7 ori 9, 63. Da. Radical din 63. Ok. Da? 7 ori 9. Da. Și... Nu-i spune un modul pentru seama 2 pozitiv. Deci e cam mai departe, nu ieșim în modul că spune. Radical din 7 plus radical din 7. Nu, radical din 7 minus 1. Plus radical din 7. Plus 1. Plus 2 radical din 2. Pe lângă. Un radical din... Hai că aici este radical suprapus. Să-l facem. Compus, da? Deci, de fapt, radical din... 8 minus radical din 16. Este. Egal cu... A egal cu 8. B egal cu 64. Hai să scrim formula, să ne amintim împreună. Radical din A plus C pe 2. Radical din A. Plus ce pe 2? Plus minus radical din B. Vreau să arunc formula. Egal cu? Egal cu radical din... A plus ce? A plus ce pe 2. Plus minus radical din A minus ce pe 2. Deci e egal cu radical din A la 2-a minus plus minus radical. Nu e adevărat. A la 2-a, numai minus. Da, da. Minus B. B. Bun, atenție, stop. Deci, ori de câte ori avem un radical, ori de câte ori avem un radical compus, avem șansă să ne ducem la radical simpli, folosim formula asta, noi am și demonstrat-o, adică la pătrat și am văzut exact ce se întâmplă, și ceva acela este radical la pătrat minus B. Da? Și zicem A plus C pe 2 plus minus A minus C pe 2. Cine este ceva acum, Maria? C-ul e egal cu radical din interior. A la a doua, adică 8 la a doua, 64. Minus 63. Da? Și face 1. Și atunci merg și zic, ca să poți aplica formula, totdeauna trebuie să fii ce-o pătrat perfect. Am observat asta de sfârșit. Dacă ce-o rămâne cu radical, nu ai făcut nimic. Corect. Mi-e rămân. Atenție ce spune. Da, da. Deci dacă la afara lui C se întâmplă să... Rămâne supra radical, nu e corect. Nu am făcut nimic, el rămâne ce-o cu radical. Tot radicalul suprapuște. De aceea nu ai făcut nicio brânză. În situația asta am avem baf, de că ce-o este 1. Și atunci o să zicem, aici e radical din A, 8, plus ce-o, că am găsit 1, supra 2, minus, pe minus între ele, radical din 8, minus 1, pe 2. Și egal cu 9 pe 2. Radical avem din 9 pe 2 minus radical adânc din 7. Radical adânc din 7 pe 3, da? Și egal cu radicalul și din numărător și unitor. Da, și este 3 pe radical din 2 minus radical din 7 pe radical din 9. Da.
Care face? Avem aceeași unită. Avem, da. 3 minus radical de 7. 3 minus radical de 7. Totul pe radical de 2. Mai e 3 radical de 2 pe lângă. Așa. Și acum, suntem aici. Da. Ori, avem acum ori, și în loc de radicalul care era înainte, pun parantez obligatoriu că sunt aici... La 3 minus radical de 7, da. Sunt... Acolo, acolo, 3 aici. Minus radical din 7. 3 minus radical. Nu mai este nevoie pentru că e o singură fracție. Da. Deci pot să spun fără... Ori. Ori. 3 minus radical din 7 pe radical din 2. Simplificăm radical din 2. Radical din 2 pe radical din 2 și face egal cu... 2 radical din 7. Un radical din 7 și un radical din 7. Faci 2 radical din 7. Plus 1 până și 1 tau de plus. Și plus 2 pe lângă, 2 pe lângă, 3 da, minus... Exact. Ce se mulțin? Hai, exact. 2 pe 6, minus 2 radical de 7. 2 radical de 7, 2 radical de 7 și când trebuie 6. 6, 6 numărul 3. N-ai putea. Ia uite-te cu o dată. Ia uite-te. Păi eu am putut să arăca din 8 plus legat din 28, care era înainte. Ultimul de acolo. Nu, nu e asta cu care nu. A, la ecat din 16 plus la ecat din 25 de ori. Da, da, noi am scos în față. În față, acolo. Păi da, așa e cu 16 din 25 de ori, nu? Zici, am prea viitor să vezi. A, mai discutat noi chestia asta. Da, 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 așa stai. Ori de câte ori. Te duci pe numere mari. Și nu doar de ce, 2. Și apoi lucrezi mai cu așa cu ce. Păi da, am zis-o la fel. Dar noi, dacă se dea la fel, ai lucrat bine. Sigur că da. Deci, încă o dată mă bucur că s-a întâmplat așa, ca să înțelegi că neapărat numele mici se scoate maxim cu putință în factor la radical. Cum s-a spus la fracții, simplificăm până ajung la fracții reductibile, așa trebuie făcut. Învățăm din asta. Acasă o să te uiți care a fost greșeala. Uite-te, uite-te și înțelegi asta. Deci, dar cum mă zic numele mici? Ia, ia, ia cum mă zic. Da, păi, tocmai, da, atenționez. Bun, deci A un moment dat 2 pe lângă ceva. Așa este, da? Și B un lângă 6. Exact. Și acum, a compara cu B, e de parcă aș compara toată asta cu 3. Corect. Că 6 e egal mai departe cu 2 ori 3. Hai să scriem una sub, unul sub altul, dar mai e Miruna, ca să te convici mai de nou încă o dată la calculul lui B. A fost frumoasă ideea aici, pătratul perfect. Din cu acela fel, pătratul perfect, am strâns. La 50, cât avea cu 50 de pătratul perfect, da? Da. A au trebuia să ne dea 6. Au 6. Nu-i posibil să se vede. Oare cum are la fel? Au tot 6. Deci A egal cu B. A, 6 și B egal cu 6. Da. Deci pe A la B. Ori nu mi l-ați dat dictat greșit, deci, ori... Au, da? Da. Deci, hai să mai luăm o dată pe A. Deci pe A am lucrat corect, e 6. Hai să mai facem o dată. Nu mai e B, B-ul nu mai luăm, că e 6, punct. L-am făcut bine. Pe luăm pe A. Deci clar că pe A l-am greșit lucrul. L-am greșit sau i-am dat greșit ceva? Sau i-am dat greșit un semn și noi ne-am... Da, sigur că da. Asta vă spun. Dar v-am încădat că asta este... Deci nu am dat urât așa. Uitați. Foarte urât. Mai ales că ele sunt egale. Confuzie că dacă sunt ele egale... Ele sunt egale. Acum e. Dacă nu, poate reușim să facem mai modificări. Exact asta. Știți că întotdeauna am reușit asta. Poate nu folosește la ceva. Sigur, eu aveam de gândit să compar toate chestia cu 3. Dar dacă și calculul greșit, 6. 6 trebuie să fie. Trebuie să vedem unde e greșit. Deci A egal cu radicalul din
Radical din 7 minus radical din 5 tot la 2. Plus radical din 5 minus radical din 7 tot la 2. Plus 2 radical din plus 2 radical din 2 radical. Nu foarte mult. Radical din 7 plus radical din 5 tot la 2. La 7 plus radical din 5. Tot la 2. Da. Plus 4 pe lângă. 4 pe lângă. 3 pe 2. Minus radical din 7. Aici am venit ca și cum am avea un binom primii 3 factori. De ce primii? Primii 3 termeni. A la a doua plus 2 a... Da, nu avem, nu. Taci un pic. Nu, 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 mergeam la radical. A, băi, ai și tot greșeam. Dar noi nu cine am băgat sub radical. Păi am băgat sub radical. Noi l-am băgat sub radical? Da, da, da. De aici greșeam. Păi nu, nu era sub radical. Păi asta a fost greșeam. Noi am băgat sub radical? Tot a fost radical. Ce am greșat? Am și de-aia m-am închinut cu pătratul ăla perfect, de-aia. Dar nu, acolo nu era sub radical. Da, asta e gata, ești sigur. Atunci ieșim așa modul, cum am ieșit noi și nu... Deci, în momentul de grație, e o banalitate. Păi da, asta e ce zic, aia e la 7 revii. Sigur că da. Și la fel. Deci aici am ieșit radical din 7 minus. Da. Radical din 7 minus radical din 5. Plus? Radical din 7. Minus radical din 5. Am să fac ordinea lor datorită. Da, plus? Plus 2 pe lângă radicalul 7 plus radicalul 5, da? Da. Pozitiv. Mm-hmm. Și plus, mai departe, 4 pe 2 pe 3, 6 și minus 2 radicalul 7. Minus 4 radicalul 7. Minus, acum, aceeași viitor, 2 pe 4. A, dar putea de așa viitor, adică ați... Corect, tot minus 4 pe radicalul 7. Așa. 2 radical de 7 radical 2 radical de 7 2 radical de 7 și cu minus 4 radical de 7, da? Minus radical de 7 și cu radical de 7 și cu 2 radical de 5 s-o trebuie, da? Și a rămas 6-ul 6. Bacă. În varianta aceea eram înnebunit, dar nimic din... Nimic din ceva aceea. Am înțeles un lucru. Că dacă mi se întâmplă vreodată o situație de așa asta. Hai să vă arăt concret. Minunat, merită să vă din astfel de situații învățăm de ceva. Deci dacă o să aveți așa. Radical din. Atenție, 2 minus radical din 3 minus radical din plus radical din 5 tot la altă parte. Deci 2 minus radical din 3 plus radical din 5 tot la altă parte. Mai este pentru mine că n-am vrea să fac asta. Da. Și urmește să și scrii de aia. Da, desfășurat el. Adică este primul loc la pătrat, 4. Plus al doilea loc la pătrat, plus 3. Plus ăsta la pătrat, plus 5. Minus de 2 ori primul ori al doilea. Adică am vorbit până A plus B plus C totul la pătrat. Care face A pătrat, plus B pătrat, plus C pătrat, plus 2 AB, plus 2 AC, plus 2 BC. Și pătrat, pătrat, pătrat. De două ori primul al doilea. Este, ce înseamnă de două ori? 2 ori 2, 4.
Deci minus 4 radical din R. De doar primul ori am predat plus 4 radical din 5. Plus 4 radical din 5. Și de doi, al doilea ori al treilea, minus radical, 2 radical din 15. Sigur, 2 radical din 15. Da, 2 radical din 15. Și este egal mai departe cu radical din 4 cu 3, 7 cu 5, 12, minus 4 radical din 3, plus 4 radical din 5. Și minus 2 radical din 15. Din contextul ieșiților, din lucru, ajunge așa ceva. Deci tu ajungi la ăsta. Nu știu ce s-a întâmplat pe acolo. S-a făcut tot felul de calcul și ajungi la așa ceva. Și ai de calculat radical din, ești în etapa asta, 12, minus 4 radical din 3, plus 4 radical din 5, minus 2 radical din 15. Și când vezi aici chestia asta, ești un pic derută. Pentru că nu am radical dintr-un... nu sunt radical compuș. E complicat, foarte complicat. Și atunci trebuie să visezi. La un A, la un B și la un C. Ca să fii tot proapă, dar decât asta trebuie să visezi. Da, patru teme. De acum descompun acolo, v-ați gândit, nu? Cât numai 3 teme. Deci, el aici sunt 1, 2, 3, 4. Dar el provine la 1, 2, 3, 4, 5, 6. Da, puteam, noi îl gândeam 18 ori, sau să-l desfacem mai mult, nu? Sigur că da. 18 ăsta să furnizeze așa. Da, da, da. Am înțeles. Și m-am blocat, nu mergea. Da, da, da. Ei bine, eu am sesizat că am 35, 7 ori 5. Și n-aveam radicalul din 5. Și n-aveam radicalul din 5, cum l-am aici. Am radical din 3, radical din 5 și radical din 15. Și atunci eu am făcut pasul înapoi. Și am spus, nu am ce face. Visul meu de a face pătrat perfect s-a năruit. Nu aveam de unde să construiesc pătrat perfect. Pe vreme, n-aveam radical din 5 acolo. Da, da, da. M-ați înțeles, da? Da, da, da. Ei, acum, merg după pătratul ăsta la mulțire. Deci, unul trebuie să fie radical din 3, apoi radical din 5. Da. Da? Și radical din 3 și 5, pentru că mulțirea fac 15. Am da, așa. Da. Deci, o să am radical din 3, altul radical din 5. Da. Da. Faptul că am 4, ideea e că 4 ăsta vine de 2 ori primul ori al doilea. Și atunci trebuie să am 2 ori. 2 ori 2 fac 4. 2 ori 3, de 2 ori primul ori al treilea fac... De 2 ori al doilea. Da, 2 ori 2 fac 4 ăsta. 4 radical 5, 4 radical 3. Și atunci trebuie să pun aici minus radical din 3. Pentru că voi vorbi de 2 ori până la 4 ori a doua. Da. 2 ori 2, 4 ori, radical din 3 fac minus 4 ori, dar 3 și da. De 2 ori primul, ori al treilea. Și cum văd, 4 radical din 5 plus 2 radical din 5. Nu, plus radical din 5, 4 ori, da. Radical din 5, primul, de 2 ori primul, ori al doilea. 2 radical din 5. Și vedem, 2 ori 2, 4 radical din 5. Este. A, cu 2 ori 2, 4. Așa. E 2 care îmi zică la a doua. De două ori, dar nu adică la pătrat. Urmează la pătrat. Da, da, da. Deci eu, cum la binom, controlez de două ori prima ori al doilea, acum te controlez de două ori primul ori al doilea, primul ori al doilea și al doilea la al treilea. Stați puțin, pentru că ducem la pătrat, cum știi? Păi, la mine, ăsta la pătrat, care face 4. Ăsta la pătrat, face 3. Plus ăsta la 4, 4 și face 5. Da. Și cu aceea minus 4 radical din 3, plus 4 radical din 5, minus 2 radical din 5. Corect. Da. Da. Deci eu am asta. Și având asta cu radicalii, îmi sugerează repede cam B-ul și C-ul cine este. Corect. Repede. Repede este radical din 3 și radical din 5. Da. Da.
Și despre A, mă întorc acum la și nici nu știu semnele care sunt. Da. Tot timpul ajută. La radical din 15 fi că este minus, înseamnă că unul din cu plus se află cu minus. Și la radical din 5 fiind aici cu plus, când zic de doar primul oare al treilea, îmi sugerează mie că ar fi nevoie să fie cu numai cu plus la radical din 5. Și celălalt cu minus. Și dacă încă despre A nu am încă informații, văzând că e 4 și 4, de două ori primul, ori al doilea, au interfonat că trebuie să fie 2. E 2 ori 2, ori radical care face 4. În concluzie, într-o astfel de situație, cu un astfel de radical, dacă nu te prinzi și nu știi șmecheria asta, îți faci capul, n-ai nicio șansă, l-aș blocat acolo. Eu, în virtutea experienței, am vrut să fac pătratul perfect, dar am scăpat din vedere că trebuie să găsi termeni 1, 2, 3. Și 4. Da, da. Trebuia radical din 5, pentru că 7 ori 5 face 35. Radical din 7 iese, dar radical din 5 nu l-aveam. Exact. Și acesta a fost motivul când mi-am dat seama. Nu știu din a fost greșeală, am venit, dar... Mai avem bun exemplu. Atenție! M-a dus asta, deci chestia asta greșeală de acolo m-a condus pe mine la nevoia de a face așa ceva. Am înțeles. Da? Care înseamnă un mesaj foarte important, adică o informație pe care trebuie să o țineți acolo. Foarte mâine, pentru că e foarte bun. Am văzut la română, la văzut și Ivar. Da, el spune că ce spune ce vreți, dar eu mai tot. Îmi consumați timp. Nu, e mai bun. Am înțeles. Au venit la pregătire la romani, știi? Da, da. Și școală, și pregătire, și pregătire, și nu mai poate. N-ai ce face, trebuie să... E prea mult. Trebuie să avem nu și... Nu ne-am rog, e prea greu. Da. Avem grijă să și o nepoderă, știți, nu... Păi, tragem așa, ca să te adică. Așa, dar, dragilor, ce trebuie să facem în continuare? Sinteza. Sinteza, da, sinteza lor. Deci, a fost vorba de operații în iar, da? Da. Deci, o operație. Sinteza la ori, da? Da. Sinteza la ori. Operații în iar. Da. Reguli de calcul cu radicali. Da. Reguli. De calcul cu radical. Media aritmetică. Factor comun. Media aritmetică. Și media geometrică. Și să povestim. Relația dintre media aritmetică, mare aritmetică, media geometrică, media armonică. Formule de calcul pe scurtat. Formule de calcul pe scurtat. Formule de calcul pe scurtat. Compararea, nu? E, dar acolo radical compuș. Radical compuș, corect. Aplicat. Compuș. Modulul unui număr. Și cam asta a fost lucrurile, nu? Cum se zice, radicalul modul, da, spustarea modului. Am zis reguli de calcul cu radical. Așa, da. Radicalul produs plus, da. Radicalul care regulă și de asta. Da. Cam asta. Așadar, ne oprim aici și să... Unde e Adi? Adi e mâine.
să nu uite prietenii noștri ce spune like și share. Să dea like și share. Share. Asta este falimă. Nu te interesează pe tine nici un like, nici un share. Da, la revedere. Lune, nu.